Biserica Sfinții 40 de Mucenici din Brăila și-a sărbătorit astăzi ocrotitorii. În parohia brăileană, pregătirile de hram au început anul acesta cu o săptămână înainte, la toate centrele și fundațiile care au în îngrijire persoane cu dizabilități. Sfânta liturghie de hram a fost oficiată în prezența persoanelor asistate de parohie. La slujba au participat și persoane cu deficiențe de auz pentru care slujba a fost transpusă în limbaj mimico-gestual. Cam fiecare an, creștinii iubitori de mucenici, dar mai ales membrii comunității persoanelor cu dizabilități din municipiul nostru, vin pe data de 9 martie la biserica noastră pentru a cinsti pe ocrotitorii noștri spirituali, Sfinții 40 de mucenici. Cu sprijinul Bisericii Nașterea Domnului, pentru persoanele nevoiașe au fost pregătite peste 200 de pachete cu mâncare, dar și tradiționalii mucenici. Deși astăzi este ziua liturgică, rânduielile tipiconale prevăd ca în bisericile unde se sărbătorește hramul, praznicul Sfinților 40 de mucenici nu se mută în altă zi și se oficiază liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.